De mai bine de 4 ani de zile ne desfășurăm această întâlnire sub oblăduirea duhovnicească a unui înalt cu o pregătire pe care o așteptăm în calitate de intelectuali, o pregătire ce cuprinde atât răsăritul cât și apusul, pentru că, așa cum știți, Părintele Ghelasie ne spunea foarte clar, cea mai mare problemă am cu intelectualii. Ăștia înțeleg cel mai greu, pun cele mai multe întrebări și ca atare trebuie să fiu cu adevărat pregătit să pot să le răspund. O astfel de abordare avea nevoie și comunitatea noastră, și nu numai intelectuală, ci în mod special duhovnicească. Aș dori să-i mulțumesc în mod special pentru îngăduința și eleganța și noblețea cu care ne privește, suportându-ne câteodată neajunsurile pe care le avem și unele sunt chiar vizibile, ba mai mult decât atât, încurajându-ne cu eleganța specifică și dându-ne șansa să reușim să ne reunim într-un scop bine determinat. Repet încă o dată, acești 4 ani n-ar fi fost posibil dacă înaltul n-ar fi pus coordonatele în fața noastră și nu ne-ar fi propus să organizăm acest eveniment. Aș face o paranteză aici, în Al Preasfinția voastră, spunându-vă că au fost momente sincope, realmente, în care noi n-am știut dacă vom putea duce mai departe acest coloviu. Pentru că eram prea puțini, la un moment dat, pentru că organizatorii, printre care m-am numărat și eu, aveam noi organizatorii o serie de probleme și nu știam dacă putem să ducem mai departe, însă cuvântul în Al Preasfinției voastre, faptul că extrem de bine poziționat, dar neaccentând, ca să spunem, un posibil refuz din partea noastră, a pus în scenă această întâlnire. Îi mulțumesc încă o dată și permiteți-mi să-l invit, în calitate de părinte duhovnic al nostru al tuturor, să ne prezinte conferința inaugurală a celei de-a 7-a întâlniri colocviale dedicate părintelui Ghelasie. Rămâne în jos la părinte. Domnule profesor, preacuceni, preacuvioși părinți, preacucenici, maicilor, iubiți frați și surori, este o deosebită bucurie ca în fiecare an să ne revedem aici la Mănăstirea Tismana după după un plan dumnezeiesc, pentru că atunci când s-a pus această problemă, toată lumea a fost de acord ca să fim aici la Tismana și să avem această reuniune atât de importantă și folositoare pentru întâlnirile noastre, pentru discuțiile noastre și mai ales pentru aprofundarea lucrărilor părintelui Ghelasie, cel care ne reunește în cuget și în simțire aici la Sfânta Mănăstire. Este un deosebit prilej ca, pe lângă revedere și aprofundarea teologică, filozofică și științifică a lucrărilor Părintelui, să rememorăm fiecare dintre noi în decurs de un an de zile ce simțăminte am avut, ce gânduri, ce contemplări și ce aprofundări ne-au stăpânit în decursul acestei perioade legat de lucrarea Părintelui Ghelasie. Aceasta dovedește, în primul rând, că Părintele are un rol de reunificator, un rol de cel care apropie și cel care menține în unitate. Nu toți oamenii au această calitate și nici acest dar. Iată că Părintele are acest dar și această putere de la Dumnezeu ca să ne mențină în strânsă legătură și simțim acest lucru fiecare în parte. Aceasta este o lucrare, în primul rând, a lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt care ne reunește, și bineînțeles că persoana Părintelui, sufletul său ne adună și ne dă de fiecare dată un curaj mai mare, un impuls mai puternic ca să continuăm mai departe lucrarea lui. Cum spuneam, sunt puține personalități care reunesc asemenea oameni și care adună de fiecare dată și alții, pentru că important este ca
întrunirea noastră să fie în lumina Părintelui, dar în același timp să lumina aceasta să atragă și pe alții. Așadar, putem să spunem pe drept cuvânt, citându-l pe Sfântul Apostol Pavel sau aducându-l în prim plan al acestei întruniri, cu adevărat mare este taina credinței. Este taina credinței noastre, este taina încrederii noastre și este taina convingerii că Părintele este cu noi, bineînțeles, fără să fie vreodată separat de taina credinței, pentru că ori de câte ori ne reunim, noi suntem convinși că Dumnezeu este cu noi. Este cu noi pentru că cel pe care îl cinstim este în taina credinței și, evident, această taina credinței se aprinde și luminează din fiecare dintre noi. Altfel, n-am putea niciodată să ne comunicăm simțămintele noastre și nici n-am putea să transmitem și altora bucuria noastră de a fi împreună. Așadar, această taină a credinței, revelată nouă de însuși Mântuitorul Iisus Hristos, în care realitatea cea mai evidentă se unește cu taina cea mai profundă, în care se întâlnește și se luminează reciproc cele nearătate și ascunse ale înțelepciunii lui Dumnezeu și cele ascunse ale omului. Am putea spune că Dumnezeu se întâlnește cu omul și omul întâlnește pe Dumnezeu. Nu putem spune că noi suntem undeva departe și suntem statici, pentru că prin însuși actul creator avem dinamica sau mișcarea noastră spre Dumnezeu. Dumnezeu face, într-adevăr, face primul pas spre noi, iar noi, cu ceea ce avem dat de către Dumnezeu, ne întâlnim cu El tocmai pe ceea ce ne unește, în primul rând, pe chipul lui Dumnezeu, care este în noi. Așadar, în Mântuitorul Hristos strălucește în mod desăvârșit memoria creației, ca să spunem în sensul Părintelui, originii, deci memoria creației, care este icoana, sau mai bine zis, chipul lui Dumnezeu, sau să spunem într-un limbaj și mai apropiat de adevăr, chipul aceluia care avea să vină după care am fost făcuți noi. Deci chipul lui Hristos care avea să vină, care nu este altcineva decât chipul lui Dumnezeu, după care am fost creați și nu numai după care am fost creați, după care am fost pecetluiți. Pentru că una este creația și alta este marcarea creației de acest chip. Nu este vorba de un tipar în care intrăm, ci este vorba despre însăși proiecția lui Dumnezeu în ființa noastră și în viața noastră. Deci după acest chip, sau mai bine zis, după imaginea Fiului, care este de fapt chipul celui nevăzut, chipul Tatălui, după care a fost creat omul și în care sunt cuprinse rațiunile întregii creații. Deci în Fiul Tatălui, în Logos, toți suntem cuprinși în planul lui Dumnezeu ca noțiuni și toată creația este cuprinsă în El și statornicită în El. Dacă n-ar fi cuprinsă în chipul lui Dumnezeu, dacă n-ar fi cuprinsă în Logos, creația n-ar putea să rămână dăinuitoare întru sine. Mai apoi, prin jertfa sa iubitoare, Mântuitorul, mai bine zis Logosul înomenit, ne-a arătat calea spre înviere în lumina dragostei lui Dumnezeu. Această lucrare începe, bineînțeles, prin zămislirea în pântecele Fecioarei Maria, prima manifestare a lui Dumnezeu în economia sa dumnezeiască. De aici trupul cel zămislit, cel creat de Duhul și Fiul în pântecele Fecioarei,
acesta întru care noi suntem cuprinși toți și recapitulați în același timp, fiecare în parte, având rostul nostru, chiar prin însuși cuvânt, rost, arată că noi avem un loc bine stabilit în creația lui Dumnezeu. Un rost și suntem rostuiți în același timp. Trupul său înviat l-a făcut plămada unui nou mod de viață, al vieții veșnice fericite, și a început o viață nouă, viața celor care sunt cuprinși în trupul tainic al Domnului, adică în biserică, viața cea nouă care este una și aceeași cu împărăția lui Dumnezeu, care fiecare persoană în parte trăiește ca și cum ar fi încă nu ajuns acolo unde trebuie să fie în împărăția lui Dumnezeu. Suntem în drum și încă avem de parcurs acest lucru, acest spațiu până la întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Aceasta o pregustăm, bineînțeles, în biserică, prin taina Sfintei Împărtășanii și prin rugăciune și prin tot ceea ce facem noi, ori de câte ori trăim acest moment pe care psalmistul subliniază că noi așteptăm întotdeauna ca să ne întâlnim cu El până în ziua cea neînserată a împărăției sale. Dumnezeu adevărat și om adevărat, Mântuitorul Hristos, ne-a descoperit adevărata noastră origine și nu numai ne-a făcut conștienți de aceasta, pentru că nu numai o descoperire am primit și am primit o viață adevărată, o viață autentică, care a fost cândva întreruptă sau mai bine zis diminuată. Nu putem spune că am rămas cu totul despărțiți de Dumnezeu după căderea în păcat, ci s-a diminuat, s-a întunecat, s-a pervertit, s-a desfigurat într-un chip oarecare, prin păcat, rău, moarte și stricăciune. În condiția actuală a lumii asistăm la o tot mai pronunțată confuzie în privința valorilor vieții, ca o reminescență, bineînțeles, a căderii, ca o întoarcere din drumul cel adevărat care merge la împărăția lui Dumnezeu, ca o uitare de sine, ca o pierdere a unei direcții bine determinate și stabilite prin jertfa Mântuitorului Hristos, la o tot mai acută a pierderii simțului spiritual de orientare, care să distingă în amalgamul de senzații, sentimente și gânduri atât de ades prinse în mrejele răului chipul vieții veșnice, cele adevărate, de surogatele și iluziile lucrătoare spre nimicire și moarte. Este tocmai ceea ce în gândirea unor filozofi înseamnă pierderea scopului sau țintei vieții și viața spre moarte și reîntoarcerea evidentă despre viața spre dăinuirea împărăției lui Dumnezeu. Remediul divin ce ne poate însă salva din starea de cădere, haos și moarte este viața în Hristos. Bineînțeles că această viață nu se separă niciodată de persoana Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că în El trăim, viem și ne mișcăm și suntem. Persoana cea mai intimă nouă și cea mai necesară firii noastre. Apropierea noastră de Dumnezeu, bineînțeles că este atât de profundă și atât de intimă, încât nici sufletul nu este atât de apropiat cu trupul cum este Mântuitorul Hristos cu noi. În zugrăvile sale mistice, bineînțeles, revenind la Părintele Gherasie, a intuit și a surprins într-un mod foarte viu, amplu și profund această rădăcinare, mărturisită de Sfânta Scriptură,
a chipului omului în taina chipului Fiului Dumnezeu, ce luminează menirea umană în veșnicie. Prin experiență personală, prin rugăciune și prin Sfânta Liturghie, Părintele a reușit să depășească limitele materialității noastre și să se apropie de Cel care este lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Opera iubirii și bunătății lui Dumnezeu, lumea se deschide înaintea unei vederi duhovnicești ca icoană a Logosului înnomenit. Fiecare ființă recăpătându-și demnitatea de creație a lui Dumnezeu, de lucru minunat cuprins în planul divin de transfigurarea lumii într-o slava divină, pe care o așteaptă cu înfrigurare și suspine întreaga făptură. Evident că noi ne împărtășim de lucrarea lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu și aceasta datorită firii umane îndumnezeite din persoana Mântuitorului Iisus Hristos, Cel care a venit pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, a pătruns în primul rând firea sa dumnezeiască cu energia divină în mod treptat până în ziua în care El s-a răstignit, a fost răstignit, a murit, îngropat și apoi a înviat. Și această umanitate o păstrează pentru totdeauna unită ipostatic în persoana sa, în veșnicie. Prin această persoană, ca într-o radiație dumnezeiască, de la cel mai apropiat până la cel mai îndepărtat, se revarsă harul dumnezeiesc în unde negrăite, încât fiecare dintre noi se împărtășește de această lumină divină, de această bucurie cerească și în același timp cei care s-au învrednicit încă din lumea aceasta să aibă un har deosebit dat de Mântuitorul Hristos și ei la rândul lor împărtășesc din harul lor, având ca izvor acest har persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Așadar, nu vedem în Sfinți și în plăcuții lui Dumnezeu numai oameni care transmit harul ce izvorăște din Preasfânta Treime, ci și oameni care împărtășesc din harul lor. Așa se face că Maica Domnului este cea care se roagă la Dumnezeu pentru noi, dar este și cea care ne împărtășește din harul ei. Nu este o greșeală să considerăm că Sfinții ne împărtășesc din harul lor. Aceasta nu înseamnă că ei sunt separați de Dumnezeu, nu înseamnă că ei lucrează paralel cu Dumnezeu, ci ei sunt permanent, Sfinții Maica Domnului sunt permanent în legătură cu Dumnezeu și trăiesc în comuniune cu Dumnezeu, în așa fel încât își păstrează identitatea, dar în același timp comunică și ceea ce primesc de la Duhul Sfânt, de la Mântuitorul Hristos. Deci când vorbim despre Părintele nostru Ghelasie, în mod sigur că noi ne raportăm și la persoana Lui și la Harul Lui, dar toate acestea le privim în trupul tainic al Domnului, unde nu putem privi mădularele separate între ele. Deci Părintele Ghelasie accentuează neobosit dimensiunea iconică și liturgică a creației, nevoia stringentă de a recupera o vedere asupra lumii cuprinse în iubirea lui Dumnezeu, luminate de chipul lui și angajate într-un dialog viu cu el. Chenoza întrupării sale și desăvârșite a mielului lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, cheamă din partea noastră o mișcare de răspuns. Cum am zice cu cuvântul psalmistului, adânc pe adânc cheamă. Adică atunci când ne afundăm în rugăciune, în însăși viața noastră, existența noastră, noi de fapt chemăm adâncul lui Dumnezeu și cu cât ne adâncim mai mult, cu atât pătrundem mai aproape de Cel care este existența noastră, interiorul nostru,
Sfânta Sfintelor noastre. O respirație a creației lui Dumnezeu, acel gest iconic de care ne vorbește Părintele Ghelasie, prin care darul lui Dumnezeu este liturghisit, adică adus înaintea Tatălui Ceresc și a lipit tainei fără de sfârșit a învierii lui Hristos. Vorbim de despre liturghisire nu neapărat în sensul strict al cuvântului, ci vorbim despre coborârea minții în inimă. Iar mintea întotdeauna, după părinți, este considerată jertfitorul care coboară cu toate sentimentele și cu toate gândurile în inimă, ca acolo, pe altarul de jertfă, să aducă cuvânt de laudă și de mulțumire și însăși propria ființă înaintea celui ce vede toate și primește toate. Așadar, Dumnezeu ne așterne înainte spațiul libertății. De fapt, acest spațiu libertății este traiectoria existenței noastre. Este totul vieții noastre, pentru că libertatea este darul desăvârșit al lui Dumnezeu dat nouă prin actul creației și prin libertate noi suntem cu adevărat Dumnezei după har. Adică am atins ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă prin faptul creației noastre. Așa cum Dumnezeu este liber, așa ne-a dat și nouă să fim liberi și tocmai în libertatea noastră de expresie, de manifestare, de simțire, de trăire și de gândire, ne arătăm că suntem cu adevărat după chipul Său, liber de orice, liber de ceea ce ar putea să ne stăpânească ca rău, ca lucru negativ. Ca noi să venim în întâmpinarea purtării sale de grijă infinit discrete, nesilnice și iubitoare. Astfel, libertatea, așa cum o arată Părintele Gherasie, are o condiție de posibilitate de a rămânerea noastră în iubirea lui Dumnezeu. Pentru că libertatea, în forma ei autentică, nu se reduce la o simplă alegere, așa cum am spune noi, aleg binele și îl urmez sau mă feresc de rău, ci este de a fi permanent în libertate. Nu este o alternativă, ci este un dat pe care trebuie să-l avem și pe care trebuie să permanent să-l activăm, nu în sensul acesta al opunerii față de ceva rău, ci de a crește permanent în libertate. Și presupune, deci, actualizarea potențelor propriului chip și aducerea lui la autenticitate, la asemănare cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. Tocmai de aceea răul paradoxal, deși creează iluzia de libertate, o îngrădește dramatic, făcând din om un rob al păcatului legat în lanțurile patimilor, pe când binele lărgește infinit orizontul libertății prin valențele sfințeniei și îndumnezeirii ce se comunică ființei umane aflate în comunie cu Dumnezeu. Am putea considera, fără să greșim, că libertatea este însăși prezența plenară a lui Dumnezeu în sufletul nostru. Atâta vreme cât sufletul este săpânit de ceva rău, bineînțeles că Dumnezeu nu există în acest suflet. Dar când sufletul este total dăruit lui Dumnezeu, bineînțeles că Dumnezeu este prezent în sufletul respectiv și astfel libertatea este totală. Numai în sensul acesta putem vedea libertatea Maicii Domnului de a zice fie mie după cuvântul tău, pentru că era plină de har. Era plină de har pentru că ea era, într-adevăr, plină de Dumnezeu, chiar înainte de a fi plină de cuvântul lui Dumnezeu, în sensul zămislirii și creșterii Fiului Dumnezeu în pântecele ei. Deci, așadar, taina cea din veac ascunsă neamurilor a fost descoperită Sfinților lui Dumnezeu, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Răsturnând logica unei lupte pentru existență în care fiecare se afirmă pe sine în opoziție cu celălalt, într-un antagonism, într-o luptă,
și deschizând calea intrării în logica trupului înviat al Mântuitorului Hristos, al reciprocei împărtășiri și al împreună înaintării în adâncul inepuizabil al tainei divine. Așadar, avem în noi premizele învierii, pentru că Dumnezeu ne-a făcut ca noi să fim permanenți vii. Așa cum ne învață Sfânta Scriptură, am venit ca lumea viață să aibă și să aibă din belșug. Este vorba despre o viață în Dumnezeu, nu este vorba de o viață simplu biologică, care oricum se scurge în decursul timpului, în mișcarea acestui timp, care de fapt n-are decât o linie orizontală, ci este vorba de o creștere a noastră pe verticală într-o permanentă depășire de sine și printr-o asemănare cu Dumnezeu. Așadar, Părintele Ghelasie atrage în nenumărate rânduri atenția asupra acestui fapt fundamental în creștinism al răsturnării perspectivei antagoniste ce domină actualmente creația și concomitent îmbrățișării perspective iconice, liturgice, în care sinele și alteritatea nu se mai războiesc, lăsându-se cuprinși și dumnezeiesc, modelate în icoana iubirii preasfintei treimi. Prin urmare, coborârea Fiului Dumnezeu la noi a inversat piramida valorilor. Dacă lumea greco-romană privea valoarea în vârful piramidei, e bine, prin întrupare, Mântuitorul Hristos inversează piramida și El însuși se așează în vârful piramidei, dar de data aceasta inversate, ca oricine vrea să-L caute să se coboare. Să se coboare în sine, să-și analizeze toate gândurile și toate faptele într-o smerenie profundă, în așa fel încât dacă El s-a golit pe sine, trebuie și noi la rândul nostru să ne golim pe sine, așa cum de altfel a făcut-o aceasta și Maica Domnului, aceea care este considerată roaba Domnului, a căutat pe smerenia roabei sale și atât de acum mă vor ferici toate neamurile. Numai acolo, în adâncul nostru, unde este Dumnezeu, așa cum ne spune Sfânta Evanghelie, Cel care mă iubește pe mine și împlinește poruncile mele, în acela voi veni și mă voi așeza cu Tatăl și cu Duhul. Așadar, așezarea lui Dumnezeu sau starea lui Dumnezeu în sufletul nostru este ca o căutare permanentă și ca o aprofundare și o adâncire permanentă în Dumnezeu. Așadar, prea iubiților, participanți la acest colocviu național, din partea noastră, bucurie negrăită de a vă vedea, de a participa în aceste zile de meditație și de concentrare, de cercetare și analiză a operei Părintelui Ghelasie și nu în ultimul rând de a fi în comuniune cu El prin rugăciune. Este un loc unde noi simțim prezența Duhului Sfânt a unui Părinte mult înaintea Părintelui Ghelasie, Sfântul Nicodim la Tismana, pe care Părintele l-a avut la suflet, l-a apreciat și nu numai, de nenumărate ori, l-a rugat ca să îl ajute în mișcarea lui spre îndumnezeire. Așadar, mă bucur de această continuitate a eforturilor dumneavoastră, care sunt sigur că le depuneți cu multă dragoste și cu multă jertfelnicie, de a pune în lumină scrierile Părintelui Ghelasie și de a așeza la locul lor de cinste în cadrul Sfintei noastre tradiții creștin-ortodoxe, ca un far călăuzitor spre slava Preasfintei Treimi și dragostea Mântuitorului Iisus Hristos. Fie ca acest colocviu și colecția de opere complete ale Părintelui Ghelasie apărute la editura Platitera, și a ajuns să iată cu volumul magial Memoriu Origini, la cel de-al 12-lea volum, să constituie pentru noi toți un imbold spre pășirea în lumina Preasfintei Treimi, a iubirii lui Dumnezeu și de oameni, de care Părintele rafinat, gânditor și fierbinte nevoitor
a fost învăluit și în care acum ne cheamă dintr-o bucuria Tatălui Ceresc. Vă felicităm pe toți, nevoitorii și ajutătorii, pe toți cei care contribuiți și care veniți aici și rugăm pe Bunul Dumnezeu ca binecuvântarea Sfintei Treimi, Preasfintei Treimi, să se reverse peste toți și să ne facem părtași la mângâierea lui Dumnezeu revărsată prin rugăciunile Părintelui Ghelasie și să avem parte în fiecare an de această nobilă întâlnire, pentru că nimic nu este mai bun și mai plăcut decât la Dumnezeu decât să fie frații împreună. Mulțumesc!